Să știți că țăranii din România s-au rugat, grădinarii s-au rugat să trimită Domnul ploaie și a trimis ploaie ca să se producă roduri și ne rugăm că, ca la fel, cum această ploaie aduce binecuvântare pentru pământul care era însetat, așa Dumnezeu să binecuvânteze sufletele noastre în seara asta. Amin? Sigur, ne găsim, din punct de vedere calendaristic, la aproape, ne mai despart de fapt, două zile de una dintre sărbătorile foarte importante ale creștinismului și una dintre cele mai importante ale Bisericii Pentecostale. Da, știți, duminică sărbătorim sărbătoarea cinzecimii, pogorârea Duhului Sfânt sau, cum spunea cineva, rusalile. Venind pe drum astăzi, tocmai de la Oradea, mă gândeam și discutam și cu soția venind, ce anume, în vremea aceasta, cu ce anume se confruntă foarte mulți creștinii și, în mod special, să numim așa, și pocăiții. Și când am venit aici, cred că al doilea îndemn la rugăciune, puțin mi-a argumentat unul dintre motivele pentru care aș vrea să ne rugăm în seara asta și un atac din partea celui rău care vine împotriva noastră. Știu că foarte multor oameni, în vremea în care trăim, le este teamă, le este frică. E adevărat că lumii și oamenilor e normal să le fie frică și teamă. Dar n-ar trebui să ne fie frică și teamă nouă credincioșilor. Alo, mă auziți? Chiar în momentul acesta, nu vreau să dau un pronostic, dar aici între noi sunt foarte mulți oameni care suferă de frică, care au teamă, care de multe ori sunt panicați. Și în această seară aș vrea să ne rugăm pentru voi și împreună cu voi că acest sol al diavolului, acest duh de frică care vine de la vrășmașul, să nu mai aibă nicio putere asupra noastră. Amin? Amin. Unul dintre frați vorbea în seara asta și dădea un motiv de rugăciune a Domnul să vină în ajutorul nostru. Vreau să vă spun că Domnul a venit, vine și va veni în ajutorul nostru, că dacă citim în cartea Evanghelistului Matei, în capitolul 28, după înviere, Domnul a spus următoarele cuvinte: toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ. Amin? Iată, spunea El, eu sunt cu voi până la sfârșitul săptămânii. Nu? Până unde? Până la sfârșitul veacurilor. Până la sfârșitul veacului. Domnul a promis că este cu noi. Mi se pare de multe ori că irosim timp să spunem: Doamne, fii cu noi, când El ne-a promis că e cu noi. Ce ziceți? E cu noi? Amin. Așa a zis fratele Petrică. Spune celui de lângă tine: Dumnezeu e aici în seara asta. Nu numai că e aici. Dumnezeu a promis că e cu noi. Și dacă vreți mai mult, Dumnezeu a promis să fie și în noi. Când profeția lui Isaia a stârnit în rândul poporului Israel, în rândul evreilor, această gelozie a lui Dumnezeu și a spus: iată, fecioara va rămâne însărcinată, da? Va naște un fiu, îi vei pune numele Emanuel, adică Dumnezeu cu noi. Mulți au așteptat să vadă lucrul acesta. Și în momentul în care Mesia, Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, a venit, știți care a fost primul om care a salutat: Dumnezeu este cu noi, care a salutat: Dumnezeu a venit, mântuirea lui Dumnezeu a venit? Știți care a fost? Ne-am fi așteptat să fie preoții. Ne-am fi așteptat să fie oamenii religioși. Un anume om bătrân spune că stătea în templu și în momentul în care Maria a venit cu pruncul Iisus, spune că acest om cu numele de Simeon l-a luat în brațe și a spus: a venit mântuirea lui Israel, Emanuel, Dumnezeu cu noi.
Și acest Emanuel, Dumnezeu cu noi, spunea mai târziu: mă voi duce la Tatăl să vă trimit un alt mângâietor. Să nu fie numai Dumnezeu cu voi, ci să fie și Dumnezeu în voi. Când Pavel vorbește lui Timotei, îi spune despre acest aspect și zice așa: Dumnezeu nu ne-a dat un duh de frică, ci de putere, de dragoste și de chipzuință. Câteva cuvinte vreau să vă provoc în seara asta la rugăciune, în ideea ca să ne umplem în seara asta de acest duh venit de la Dumnezeu. Și acum vă pun o întrebare: de ce credeți că oamenilor le este frică? Le e frică și de noapte, le e frică și de sărăcie, le este frică și de prețuri mari și de salarii mici, le e frică de guvern, le e frică de poliție, le e frică de vrăjmașuri, ne-e tot frică. Așa-i? Dar pun în seara asta o întrebare: dacă în locul fricii Duhul lui Dumnezeu ne umple, mai avem pentru ce să ne fie frică? De un singur lucru. Ziceți. De Domnul. Amin? În seara aceasta aș vrea să provoc fiecare dintre voi, să vă provoc să mai cereți de la Domnul în seara asta plinătatea Duhului Sfânt atât de multă încât să nu mai fie loc pentru frică în viața noastră. Amin? Să nu mai fie loc pentru teamă de oameni, de diavolul, de moarte, de păcat. Spunea Domnul Iisus în Fapte, capitolul 1, versetul 8: când va veni Duhul Sfânt peste voi, veți primi o putere. Eu pun o întrebare: în viața ta, când vine puterea lui Dumnezeu, mai este loc pentru frică? Nu! Nu! Atunci de ce oamenilor le este frică? Pentru că încet, încet renunțăm a ne mai umple de Duhul lui Dumnezeu și dăm loc fricii, dăm loc păcatului, dăm loc altor gânduri și Duhul lui Dumnezeu încetul cu încetul parcă scade din vasul nostru. În seara aceasta vom cere de la Dumnezeu plinătatea Duhului Sfânt. Amin? Pentru că odată cu plinătatea Duhului Sfânt în viața noastră vine și putere. Mi-am pus întrebare în ultimile vremi, în ultima vreme, în ultimile săptămâni: de ce biserica e lipsită de putere? De ce unii predicatori, de ce unii slujitori lipsiți de putere? Când apare o situație, parcă suntem gata să dăm înapoi. Problema nu se pune de ce dăm înapoi, problema se pune de ce nu mergem înainte. M-auziți? Duhul lui Dumnezeu când vine în viața unui om, el vine cu putere. Puterea asupra păcatului, puterea asupra diavolului, puterea asupra morții, dacă vreți. Pentru că cei noi e mai mare decât cei în lume. Vorbesc în seara asta unor oameni și mă rog, dacă nu sunt încă născuți din nou aici oameni, în seara asta Dumnezeu să le vorbească și să se întoarcă la Dumnezeu, ca Dumnezeu să-i nască din nou. Dar tuturor celor care sunteți născuți din nou sau sunteți un plus de puterea Duhului Sfânt al lui Dumnezeu, sunteți un plus de Dumnezeu, nu mai avem voie să ne fie frică, pentru că cei noi e mai mare decât cei în lume. Foarte multe biserici, foarte mulți creștini intră în panică atunci când diavolul amenință. Foarte mulți oameni încep să tremure când diavolul rostește amenințări, când oamenii din lume se ridică împotriva noastră. Vreau să spun în această seară, ceea ce lipsește în vremurile acestea bisericii, lipsește plinătatea Duhului Sfânt. Slăviți să fie Domnul, că avem cuvânt, avem libertate. Sunt și cântăreți, Domnul să-i binecuvânteze, predicatori, dar ceea ce ne lipsește, ne lipsește plinătatea Duhului Sfânt, acea ungere care se curgă pe deasupra.
Știți de ce oamenii cad așa ușor victime păcatului? Pentru că le este frică de păcat. Le este frică și atunci păcatul îi copreșesc, atunci ședează. De ce cădem atât de repede în fața ispitelor? În seara aceasta vreau să spun, Dumnezeu când trimite Duhul Său cel Sfânt în viața ta, El îl trimite cu putere! Cu putere de a te împotrivi păcatului, cu putere de a te împotrivi diavolului, cu putere de a te împotrivi oricărei insistențe a ispitelor. Când vine Duhul Sfânt în viața ta, vine puterea, și nu în ultimul rând, puterea de a-L mărturisi pe Iisus Hristos ca Fiul lui Dumnezeu. Vreau să te întreb în seara asta, creștine, când ai spus ultima dată unui vecin de-al tău, unui om, despre Iisus Hristos, despre Fiul lui Dumnezeu, care ți-a mântuit viața, care te-a scăpat de păcat, care te-a scăpat de moarte, când ai spus? Nu o să poți să mărturisești și nu o să poți depune mărturie în fața lumii, în fața familiei tale, în fața vecinilor sau a prietenilor, fără puterea Duhului Sfânt în tine. Îți va fi teamă, îți va fi rușine. În seara aceasta rugăm pe Duhul lui Dumnezeu să ne umple. Aleluia! Când vine Duhul lui Dumnezeu, duminică sărbătorim sărbătoarea pogorârii Duhului Sfânt. N-am vrea numai să sărbătorim, ci am vrea să trăim sărbătoarea. Creștinismul român de multe ori este doar verbal, la nivel de buze. Și se pare că îi copiem foarte bine pe evrei când Dumnezeu le-a zis de atâtea ori: vă apropiați de mine doar cu buzele și inima vă e departe. Dumnezeu în seara asta vrea să ne trezim. Amin? Biserica Domnului e peste tot în lumea asta și aici la Bărbulești, și Dumnezeu vrea să o umple de Duh, de Duh Sfânt. Spunea Pavel lui Timotei: voi n-ați primit un duh de frică de la Dumnezeu. Dumnezeu nu dă duh de frică. Dumnezeu dă duh de putere. Aleluia! Putere să-L mărturisești pe Iisus Hristos. Să nu te rușinezi. Să nu-ți fie frică ce o să zică celălalt. Putere să te împotrivești diavolului tare în credință. Putere să lupți împotriva păcatului cu viața ta de multe ori. În seara aceasta, dacă ai nevoie de ceva, vreau să spun că ai nevoie de plinătatea Duhului. Amin? Ai nevoie de plinătatea Duhului. Plinătatea Duhului îți dă putere. De multe ori ne întrebăm: Doamne, ce-am zis? Doamne, ce-am făcut? Dar n-am fost eu ăla. Și încercăm să ne mărturisim, încercăm să ne lăsăm. Vrem de multe ori să rodim ceva, să facem ceva. Nu putem, numai dacă este plinătatea Duhului în noi. Amin? Duhul Sfânt e Cel care te ajută și îți dă puterea asta. Aleluia! Spunea Pavel, Dumnezeu ne-a dat nu un duh de frică, ci de putere, doi, de dragoste. Venind pe drum astăzi, sute de kilometri am condus pe ploaie. Și cred că în două etape a fost ploaie așa, torențial. Abia făceau față ștergătoare. Și gândindu-mă la ploaie, mi-am dat seama ce zice Pavel în Roman, capitolul 5, versetul 5. Unde spune așa: dragostea lui Dumnezeu a fost turnată. Stăteam adineaori și mă uitam la ploaia asta care e mocănească, care picură așa și te enervează, așa? Așa picură că te enervează. Picură încet, încet, că nu se mai gata. De multe ori și creștinii ca și ploaia asta mocănească. Au numai câte un pic de dragoste în ei. Numai câte un piculeț așa, dar Doamne, ce te enervează ăștia? Știi ce te supără?
au așa o dragoste din aia de pe buze, în biserică, vin la întâlniri, vin, nu mă împinge acoploiat, nu mai vin, de unde ești, Petre?